vin astăzi cu un clip nou și anume colecția mea de oje căci, după cum vedeți, am o coșulit plin cu ele și din adevărat dezastru aici le-am tot folosit, nu le-am mai pus cum trebuie la loc și așa totuși am dat -o, o anumită ordine la ele așa că în timp ce vă arăt ce oje am, o să și curăț, o să și fac curăț în o să încerc, încep pe brand -ul. nu știu cât să reușesc, că, mă rog, pe brand diferite. De... Da, da, pe brânză. Da, pe mai corect. Dar vreau să încerc totuși cu S. Și am aici așa S în gel nail polish în nuanța Asta e o, co o colecție mai veche. În un nude, uh, un foarte, făcut foarte frumos. Dar nu găsesc numele nuanței. A, 48, My Love Diary. Nu știu dacă se mai găsește, acum au alt, cel puțin, colecția asta, că nu cred că o să mai găsiți, Foarte mai greu și nici nuanța. Însă a apărut o colecție nouă, mult mai rotunjită, sub formă cilindrică, cu nuanțe la fel de frumoase ca și asta. Apoi, următoarea. Așa, tot de la Essence. Asta este din colecția nouă. Essence Shine Last and Go. În nuanța, o să-mi pare că sunt vegane, că au fost îndrăcăt ele. O să le iau să mă uit și să vă citesc nuanța. Nuanța este și vegan. Dar nu cred, nu, nu e din gama pe care am nu-i vegan. Știu că mi-am luat ultimele două oze de la ei pe care le-am luat în urmă cu o lună și prietene că-s vegane, dar pe asta nu știu. Și nică, asta nu e cumpărată de puțin timp. Tot de la Essence. Dar astea fac parte, două oje, din... din colecția uh, This Is Me. Sunt două nuanțe, sunt diferite. Ele par foarte asemănătoare, însă diferă ca nuanță și ca tot. Asta e mai deschisă și asta e mai închisă. Și o să vă spun și nuanța pentru fiecare. Asta este nuanța 13 Brave. Tot așa... Cred că mai găsiți prin DM, dacă vă duceți, mai găsiți ceva o din colecția aceasta. Și aceasta, cealaltă, este nuanța 06 Real, tot așa un nude superb, care arată foarte bine pe unghii, rezistă de, în mod decent, nimic rău de zis. Unghile mele arată cam nașpa pentru că astăzi trebuie să le șterg, mi s-au am spălat vase, am avut treabă. Așa că o să încerc să i viți apară în prim plan. Aici am tot de la Essence Shine last, last, and Go. E tot din noua colecție. Prin primăvară am luat-o și pe asta. În nuanța 42, Everybody Say Ya. Yeah. E o nuanță așa de... Uh, turco nu chiar turcoaz, un verde deschis, deschis. Tot așa, un verde mentă, mai degrabă. Aș spune, e foarte faină pe unghii, tot așa, da, e de vară, primăvară, vară, e perfectă. Apoi, de aici să vedem, așa. Asta e tot dintr-o colecție. Tot dintr-o colecție mai veche de la Essence, de gel, în nuanța, vedem că aici o scrie 38, love is in the air. O nuanță faină de galben de primăvară, rezistă bine. La ea care ar fi problema e că nu e opacă din primul strat, trebuie aplicate două straturi, poate chiar trei. Asta ar fi singurul inconvenient la ea. Dar în rest, pentru primăvară, vară, e chiar foarte, arată foarte bine. Apoi am aici un, o nuanță de gri, nuanță de toamnă-iarnă, care arată foarte bine. Mie îmi place să o folosesc când fac manicură în mai multe culori, de exemplu negru, gri, argintiu. Nu prea folosesc singură și este nuanța 87 Gossip Girl. Hmm. Tot așa colecție nouă de la Essence. Un roșu. Essence Shine Last and Go. Și mi se pare că pe asta și scrie că este vegană, dacă nu mă înșel. Da, are aici semnul și este nuanța 16 Fame Fatal. Sau Fame Fatal. Dar nu, e Fame Fatal. Arată foarte bine. E un roșu superb. Un roșu crăciunistic minunat. Essence Shine Last and Go în nuanța 30 Get Ready. Asta e de prin colecția de prin primăvară de nu scrie. Sau poate chiar vara trecută. Nu, din primăvară că mi-aduc aminte că le-am cumpărat prin martie. mi îmi plac tare mult ojele de la Essence, v-am mai spus, că rezistă, chiar ok, nu scumpe, Mă, încerc câteva din ele să mai scot pe afară ca să îmi fie mai ușor. Tot dintr-o colecție veche am și albastru ăsta regal. Foarte, foarte fain. Arată foarte bine pe unghii și este nuanța 31 electric. E foarte fain. Am consumat ceva din ea și vreau să o pun din nou să o folosesc. Am și uitat, am, 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 am uitat de ea un maro essence de gel nu, neapă, nu mă omor neapărat după nuanță nu știu de ce mi-am luat eu atunci nuanța am folosit-o, o să o folosesc dar nu mă omor eu după nuanța asta este nuanța 108 Col Mikaili și tot așa nu cred că asta o să se mai găsește că e colecția aceea veche așa tot din tot din gama nouă la, uh, Shine Last and Go. Am aici și tot vegan nuanța 14 Do you speak love. E un vișiniu foarte frumos, foarte uh, opac. Merge doar din, merge aplicat dintr-un singur strat, nu e necesar uh, aplicarea a două straturi și la fel și la celelalte din gama asta mai cilindrice. De fapt, majoritatea, v-am spus, chiar numai cu asta am avut ceva probleme în aplicare, la aplicare. Aș, bun. Tot un fel de vișiniu din colecția mai veche, dar, nu știu, am senzația că e o idee mai deschis dacă le pun așa. Parcă să-i mai deschiu, să parcă e ușor roș, maroniu roșiatic. E tot așa din colecția veche, în nuanța haideți să citesc. 91. The one and only. Așa. Tot așa am folosit-o foarte mult, că mi-a plăcut. Îmi place enorm. Și ar fi o idee bună dacă aș reuși să pun eu astea mai drept, nu chiar așa. O, și am probleme cu focusul. Așa. o nuanță superbă de albastru deschis, albastru azuriu, nu știu cum să-i spun, min extraordinar de frumoasă, tot dintr-o colecție mai veche, în nuanța, să așa... 30 let's get lost. Da, și-am dat să-i dau preț, Era 8 lei pe vremea când am dat pe ea. Tare faină, tare frumoasă, îmi place să fac o grămadă de modele, mai ales că e așa pentru primăvară, vară, e ideală. Sau mai ales pentru primăvară. Atunci îmi place să combin mult nuanțele de oj între ele, să fac diferite modele. Acum iar o să încerc să mai scot câteva din ele. Pentru că oricum e cazul să le scot pe toate, dar mai bine să le am la îndemână. Așa. O nuanță de portocaliu de la Tot Essence. Deci am foarte multe de la ele. O să vedeți că îl predomină în colecția asta mea. Nuanța 66, Shade of Happiness. Uh, N-am mai folosit-o de mult. Ba da, am folosit-o în vară. Se aplică din cred că dacă mi-aduc bine aminte, un singur strat am aplicat pentru că arăta foarte bine, nefiind necesar, însă va trebui să o mai folosesc, dar nu acum. Aici e o ojă transparentă de la Essence, tot așa din, din colecția nouă, nici nu știe ce, adică îmi place să folosesc, să o aplic ca un fel de protecție pe unghie, să nu, pătez, să nu fie, să nu am unghiile pătate. Pentru că știți că la un moment dat unghiile se îngălbenesc de la atâtă ojă. Asta e o ojă... dintr-o gamă de Crăciun de acum vreo 2-3 ani. Holo Rainbow. Ea arată foarte bine. N-am mai folosit-o de multă vreme. Nici nu știu ce nuanță îi. Holo Rox. 03 Holo Rox. Îi e... Cu particule sclipitoare și mă gândesc să încep să, să o refolosesc chiar mai ales acum că vine sezonul de Crăciun. Tot așa din gama nouă de la Essence, un roz fucsia superb, foarte frumoasă nuanța, îmi place extraordinar de mult în nuanța. Uh, 12. Uh, thank Godness. O să -o, mai degrabă o să le citesc pentru că n-aș vrea să mă lungesc foarte tare cu clipul și o să citesc eu în caz că nu focusează uh, camera. O nuanță de albastru petrol de la Essence tot dintr-o colecție mai veche. Am folosit-o într-un timp foarte mult, dar am cam uitat de ea, dar o să revin la ea. Tot un gri de la Essence, colecție tot veche, în nuanța Rack My World, 53 Rock My World. un, un gri, nici nu știu, un gri mai rece, parcă, față de asta sau cel, nici nu-mi dau seama. Oricum, am, ambele două nuanțe reci, de asta mi se pare parcă o idee mai rece. Și o să vedem dacă mai am ceva de la Avon, de la Essence. Și cred că nu, adică nu știu dacă mai am de la Essence. În caz că mai am, ia că o, o pun acolo, că acum deocamdată văd că nu mi-apare nimic. Așa, a, uleiul acesta de unghii l-am de foarte mult timp. Cred că își făcea treaba, trebuie să încep, să încep iar să-l mai folosesc, că -i, nu -i miroase, nu are miros, nu e tot de la Essence. Cred că dintr-o colecție, tot așa de 4-5 ani poate. Uh, așa, de la Essence Metal Shock Asta e un fel de bază Aplicat după Dacă știți când a apărut colecția aceea cu sclipici De puneam pe... pentru efectul acela de oglindă Ați deci zis că le și -am aici Da, bine că n-am uitat de ele La acestea mă refer Or fost la un moment dat O pudră O ojă sub formă de pudră Dar asta arată foarte fain pe unghii Și mă gândesc chiar să încep să le refolosesc Dar nu mai știu cum exact Aici am tot așa o nuanță, de ai mai un fel de verde se vrea, nu mai știu, nu m-am omorât în orice caz după asta. Nu mi s-a părut prea grozavă. Așa. O să încep cu trei oje de la Cupio atunci, pentru că nu am mai multe de la ei. Și acum nu o găsesc pe cea de-a treia, bineînțeles. A, de la sunt tot așa, încă n-am terminat tot, că un top coat, 2 nu 1 dar cred că sunt a îngroșat și asta și trebuie să-l arunc. Uh, aici a fost altă oj, aici de fapt înăuntru, aici a fost ceva cu sclipici, o ojă sclipicioasă, dar am pus eu altă, altă ojă, că n-am putut să mi s-a stricat pensula și am mutat oja în recipientul ăla. Dar eu știu că trebuie să mai am oj, da, am găsit. De la cup eu am așa, nail verni Vernia Ongliu, lac de unghii. Era bun când am luat eu, mi-a plăcut. Era o nuanță de Lilia Q, Dar încerc să-i caut nuanța. A, C19 Dubai. Îi spune. Dar nu vrea nici cum să focuseze. Da, nu, nu merge. N-are rost așa. Tot așa de la Cupio un nude potrivit mai ales pentru sezonul ăsta în care ne aflăm. În nuanța Viena. Așa și tot de la Cupio. Un albastru, un verde albăstrui, tare fain. În nuanța, bineînțeles că nu o să focusez, așa că o să mă uit ce, ce o 14 Bora Bora. S-ar putea, dacă mergeți în magazinele Cupio, să le mai găsiți. Nu pot garanta, însă s-ar putea încă să fie. Aici am o ojă pe care am primit-o din Italia, de la verișoara mea, din, nu știu, decoder, decoderm, de tot așa un gri, <coughs> un gri deschis, foarte frumos. Nu l-am mai folosit de mult și ar fi cazul să încep să o refolosesc. Uh. Base coat, top coat-ul pe care eu îl folosesc de la Evelin Extreme Effect, de care v-am povestit că sunt la treia sticluță. Și acum o să iau de la Catrice, că și aici nu am foarte multe. Așa, nu știu dacă am, nu am mai mult de tot, așa tot vreo trei dacă am. Am, de la Farmec. Dar pe care nu mai folosesc, și cred că o să-l și arunc pentru că are uh, loțiune cu vitamina B5 și mi se pare că are formaldehidă. Da. Da. Deci s-ar putea să dispară din colecție. De la Catrice am așa niște nuanțe, așa, mai sclipicioase, mi-au plăcut tare mult folosit așa pe câte o unghie, alături de alte nuanțe superbe. Asta este nuanța Million Brilliance 04 Lost Lost and Roses. A. Așa. Văd că aici vrea acum. Apoi mai am aurul acesta superb, absolut superb de la ei, foarte în nuanța 03 Magical Allure. Arată foarte bine pe unghii și vreau să încep să folosesc din nou. Și o nuanță sclipicioasă, de mov sclipicios, tot de la Catrice, în nuanța Mi, uh, 05 Plum Fiction, din aceeași colecție Million Brilliance. Uh, și acum am zis să vedem de la Avon ce am. Am și de la Avon câteva. Așa că o să le scot aici ca să-mi fie tot așa cât mai ușor pentru că și de la am cumpărat ceva, ceva oje pentru că mi-au plăcut și ca nuanțe și ca rezistență. Chiar au nuanțe destul de bune. Așa. Cred că e cam atât acum. Să vă arăt și o ojă de la Maybelline tot așa un fel de auriu e mai mult o lac transparent cu niște particule. nu e chiar auriu-auriu, dar e singura pe care o am de la Maybelline. Și acum să începem cu Evan Asta e dintr-o colecție mult mai veche pe care, eu am, da, pe care o primisem. Este un mov prună, aproape un burgundiu. În nuanța, nu cred că îi zice nuanța aici, pe, nu, probabil pe cutie scria, da, nu-i scrie nuanța. Din gama de la Mark, Avon Mark, din gama cea lor, Nail Style Studio, am auriul acesta, un bronz mai degrabă, este potrivit pentru vară, arată foarte bine pe unghii, se usucă mat și rezistă. Rezistă chiar foarte bine, mai ales cu top coat, rezistă și singură. Tot de la uh, <coughs> Gel Shine o nuanță deschisă de un roz pal, pal potrivită pentru primăvară. Apoi am un liliachiu, un mov liliac, liliachiu, tot din gama gel shine de la Avon. dar tot așa nu am. Să vedem. Sweet Blooms. Scrie foarte mic, n-are rost să pun că nici nu văd eu, apia dacă văd eu. Tot așa o nuanță de portocaliu și știu că v-am zis că în vară am folosit asta, oja aceasta pe unghii, nu cred că de am dubii asta am folosit-o pentru că știu că a rezistat foarte bine și nu aplicasem top coat și roșase zile, nici măcar nu s-o crăpat de pe unghii, așa că le recomand cu drag. Tot din gama Mark de la Avon Nail, Nail Style Studio, un roz uh, prăfuit ușor cu, ușor cu irizații, mă bâlbâi, nu știu ce am, glam rock, în nuanța glam rock. Așa. De la Avon am primit această ojă, e un gri metalizat, încă mă gândesc la ce o să o folosesc, că nu prea am vin idei, dar o să-mi vină mie la un moment dat niște idei. Tot din gamba Mark Nail Style Studio un roz pal tot o nuanță de, la, de roz destul de ciudățică. Dar arată bine în combinație cu uh, cred că v-am și arătat-o aceea. Fac o combinație între astea două de obicei. Și mai am nuanța aceasta tot așa un uh, roz fucsia un mov, care bate spre mov. În sticlă arată mov mov. nuanța very berry Tot așa foarte faină, foarte drăguță culoarea. Bun. O ojă de la Miss Sporty. Singura pe care o am se asemănătoare cu cea de la Avon, o și port acum pe unghii. La din păcate, după vreo două zile o sărit-o și o trebuie să revin să o refac la vreo două unghii. Deci nu-i cine știe ce, dar nuanța e plăcută. Să vedem de la farme cam ceva, nici de la ei nu am foarte mult. Am uleiul tratament pentru cuticule, nu l-am mai folosit de mult, dar urmează. Apoi am o non, tot așa în nuanță, ultra rezistentă, zice, rezistă decent, nu e ultra rezistentă, o tot așa în o nuanță de nude, dar tot așa nu știu unde are denumirea, numărul 21, deci nu -i, are, e, pe numere. Asta e tot așa dintr-o gamă mai veche de la farme cu un auriu deschis, destul de plăcut, dar și asta e cam ceau că nu mai arată bine. Un roz nude, tot de la Farmec, Asta e numărul 8. E aproape insesizabil, adică insesizabil, e arată foarte bine pe unghii, merge, e potrivită pentru birou, pentru orice, din asta deși acum, mă rog, nu prea se mai țină cont de culorile de unghii pe care le purtăm la birou, sau cel puțin nu la mine. Și arată tot așa, e ok. O, și ok. A, de la Essence, un, din asta pentru un pins cu ticulele, îl am și asta de când din lumea, încă îl folosesc, că nu s o găta din el. De la și am două lacuri de unghii, un roșu, superb, cu subton corai. Asta era foarte, foarte, potrivit pentru vară. Are o rezistență ok. Și o ojă albă de la și Aici văd că mi-o curs și n-am mai șters. Nici nu, nu prea îmi place că nu e opacă. Trebuie să dau 4-5 straturi și deja arată groaznic. Nu-i ce trebuie. Foarte greu găsesc o albă foarte bună, care să fie într-adevăr bună. Am și de la Weibo sau Weibo, cum să o pronunța, o ojă care mie nu-mi place deloc. Mi-am cumpărat-o în toamnă când am fost la Cluj în concediu și am uitat să-mi iau un lac de unghi, o ojă și m-am dus să-mi cumpăr una. Și am zis că să o iau pe asta, dar nu. Nu e opacă, nu rezistă, trebuie aplicate prea multe straturi. E complicat cu ea, mie nu-mi place. De la Gabrini, și de la asta am o grămadă, și o să încep să le scot. Așa. Asta făcea parte din colecția mată de la Gabrini, o nuanță de roz deschis, roz țipător, roz piți chiar. Uh, și arată bine pe unghii. Adică se vede că lasă uh, efectul acela mat fără luciu, ia, imediat e aspectul mat. Un vișiniu sclipicios, cu particule sclipicioase, de, tot de la Gabrini, 3D, zice, arată bine. Un verde superb, să-mi place tare mult nuanța asta de verde de la ei, foarte fain. arată incredibil de frumos pe unghii și asta e tot așa mai potrivită pentru vară. Un roz portocaliu, unii nu știu exact ce nuanță, îi 350 tot de la Gabrini, care arată foarte frumos pe unghii. Și nu știu, pentru 2 lei cât costă, rezistă foarte bine pe unghii. Tot o nuanță de movuliu de la Gabrini, nimic de zis. Un nude perfect, asta mi-a plăcut, are mult de la Gabrini și nu-l mai găsesc, trebuie să mă duc să o mai caut, mi-a plăcut foarte, foarte mult nude 05 zice și încă mai am și vreau să-l folosesc pe tot tot așa nuanță foarte faină de la Gabrini un nude dar oarecum spre o culoare de maroc caramel dar arată foarte bine e super faină oja așa mai am ceva tot de la Gabrini Un verde, măslină, nu știu exact cum se pune un vrem, verde vomă, cum ar zice unii. E ciudată culoarea, n-am prea folosit-o. Probabil când vine timpul cald o să încerc să o folosesc, deși nu mă prea tentează. Dar mi-a plăcut la prima vedere, nu știu de ce mi-a plăcut ce mi-am imaginat eu atunci. O nuanță de portocaliu corai deschis care arată foarte bine pentru pe unghi, tot așa rezistă. O jofană la 2 lei. Nelipsitul galben, care și ăsta l-am de când lumea, nu știu dacă n-are vreo 6-7 ani și încă are și funcționează, nu sunt îngroșat, e foarte bună. Și un movuliu 3D tot de la Gabrini, ăsta e un mov închis, la fel ca și celelalte, oje okay, la preț de nimic, aproape gratis care funcționează foarte bine. Singura ojă de la Marionot pe care o am, un portocaliu puternic, care se potrivește vara. Apoi, de la Rimel am ceva. Să le scot tot așa aici. Deci, au fost câteva nuanțe de la Rimel care chiar mi-au plăcut, adică câteva branduri care mi-au plăcut între, într adevăratul sens al cuvântului un roz simplu, frumos de efect. Tot un roz de o idee mai închisă și asta era dintr-o colecție mai nouă decât ceea ce v-am arătat înainte. Un verde mentă. Era din colecția Răcurita Ora, cred că din 2017 am luat asta, că mi-a plăcut. Bineînțeles că am uitat de ea și n-am mai folosit-o. Uh, un albastru rol in, in the grass. Nici nu mai știu cum îi, trebuie să o văd, să o încerc, să o testez. Sunt multe ori pe care nu le-am mai folosit pentru că în principiu m-am bazat pe cele de la Essence și Gabrini De la Rimmel London, tot așa mi-a plăcut nuanța asta de albastru cu irizații, un, așa un albastru spre gri oarecum. Asta e tot așa o nuanță foarte faină, dar nu știu la ce să o încadrez. Arată foarte bine pe unghii, nu-i nici auriu, între auriu și, un amestec între auriu și grim vine mie să spun și argintiu. Nu știu să descriu nuanța. Să vedem, poate are un nume, adică sigur. London SV194DR, da, nu știu, da, poate o fi codul. Și tot așa o nuanță mai ciudățică, văd că o să o și îngălbenit. Nu știu ce-o pățit. Tot așa o nuanță mai ciudată, dar care mi-a plăcut la momentul, potri... la momentul acela, că de-am și cumpărat-o. Și un argintiu, clasicul argintiu, care arată bine, nici nimic de zis. Îmi place să-l combin cu roșu, mai ales de Crăciun. De la Kalos am iar o singură ojă, asta argintie, are o pensulă destul de subțire și cu ea pot să fac și punctulețe. Mă ajută foarte mult, dar așa asta e de când lumea și pământul. De la Pharmacy, adică Pretty, nu știu dacă nu cumva s-o rebranduit sau nu asta, nu, asta e Pretty, e altceva. By Flormar, Flormar, cred că e din gama cred că face parte din e o gama brandului Flormar, nu știu sigur. E o jenea grămată. Arată foarte bine, tot așa se mătuiește imediat pe unghii, fără nicio problemă. Așa am uitat de la Pharmacy 20, tot așa mai am. 3 de fapt. Tot așa un negru. Și asta l-am de multă vreme, nici nu știu dacă mai funcționează. Un auriu de care am abuzat de el și încă mai am și vreau să-l gat, o să mă străduiesc. Tot așa un corai, un portocaliu, o culoare văratică. Pare mai deschisă așa pe cameră, dar aș... nu pot chiar să o descriu. Oricum e o nuanță de corai, dar e o idee mai închisă față de cum apare pe cameră. Și încă două oje de la Golden Rose, un verde khaki... <coughs> cum e acesta. Nu l-am prea folosit, nu știu, nu mă atrage, nu mi place. Și verdele acesta, spuma mării, potrivit vara, mie place să-l folosesc vara, să-și asta mi-aduc aminte că l-am folosit destul de mult. Și cam aceasta ar fi colecția mea de oje. O să fac cumva să apară toată Bine, mai puțin creionul acela de care v-am povestit că nu l-am aruncat și că încă îl folosesc. O să încerc să mai curăț din ele, pentru că dacă tot le-am aranjat așa, vreau să le și pun în aceeași ordine. Și noi ne vedem data viitoare cu un alt clip. Mulțumesc de vizionare! Pa, pa!